Nenorocirea este că noi am reușit până acum să tăiem cele 30 de capete ale balaurului, capetele mai mici ale balaurului, dar mai avem de rezolvat unul și cel mai important. Vârful acestui iceberg care se cheamă Traian Băsescu. Dacă noi nu ne învingem pe Traian Băsescu de data aceasta, și nu mă refer numai noi liberali, ci noi românii, vom avea în permanență, fără a aduce alte argumente pro sau contra demiterii lui, un scandal continuu în România. România are nevoie de liniște, are nevoie de posibilitatea pe care ne oferim noi de a construi, așeza și temei pentru perioada următoare. Foarte important este ca Traian Băsescu să înțeleagă că trebuie să ne lase. Iar lucrul acesta îl poate face doar populația României. Personal, dacă lucrurile ar fi fost în mâna mea, să pot decide eu, eu le-aș fi spus celor din Uniunea Europeană că în România, timp de 4 ani de zile, nu am avut democrație, democrația a fost călcată în picioare, iar în cel mai scurt timp, imediat după ce am schimbat guvernul și am făcut guvernul SELE, am încercat, prin măsuri rapide și eficiente și utile de altfel democrații, să repunem pe picioare democrație. Am revenit la starea de normalitate. Și aș fi refuzat cu plăcere. Una dintre marile noastre probleme a USL-ului e că suntem civilizați și corecți.